Psalmul 148, versetele 1 și 2, lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte, lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui. Nu văd prea multe oștiri aici, astăzi, dar văd niște oameni dedicați lui Dumnezeu, niște oameni care au ales calea credinței, hotărâți să-L laude pe Dumnezeu prin viață, cu buzele, cu inima. Aș vrea să vă întreb, pentru că au fost amintiți aici îngerii, lăudați-L toți îngerii Lui și imediat după aceea toate oștirile Lui. Nu am fi noi o oștire, dar suntem un grup de oameni hotărâți să Îl cinstim pe Dumnezeu. Ce am putea avea în comun noi cu îngerii? Cred că sunt multe lucruri, sau nu așa multe. Un lucru pe care îl avem în comun cu îngeri este muzica. Această activitate spirituală, una din puținele activități pe care le avem în comun cu îngerii, este o activitate nu doar spirituală, dar și emoțională, care implică și mintea și fizicul. Chiar spune la 1 Corinteni 14 cu 15, mă voi ruga sau voi cânta cu Duhul, dar voi cânta sau mă voi ruga de asemenea și cu mintea. Și cei care fac muzică, cei care cunosc muzică, știu câtă minte îți trebuie ca să cânți. Nu doar dorință. Deci este un efort extraordinar din toate punctele de vedere, și fizic, și emoțional, și mental, și spiritual. Dar cum influențează acest lucru viața mea de zi cu zi? Am putea să extrapolăm și să spunem, voi cânta deci în sabat, dar ce voi face duminică sau luni sau marți, după amiază sau miercuri dimineață? Ce voi face? Voi cânta deci în sabat și voi cânta în fiecare zi Domnului. Psalmul 150 spune, versetul 6, tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. Fiecare este invitat să participe. Chiar dacă doar ascultă, ascultând, ești în aceeași atmosferă de închinare cu cel care performează, cu cel care cântă. Nimeni nu trebuie să rămână pe afară. Versetul 1 ne arată unde se aduce adorare lui Dumnezeu. Lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt. Acesta este locașul Lui cel Sfânt. Lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui. Versetul 2 ne arată de ce să-L lăudăm pe Dumnezeu. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari. Lăudați-L pentru mărimea Lui nemărginită. Iar versetele 3 până la 5 ne arată cum să-L lăudăm pe Dumnezeu. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță, cu alăuta și harpă. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri. Lăudați-L cântând cu instrumentele, cu coarde și cu cavalul. Lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Nu știu dacă avem toate lucrurile acestea, dar știu că avem vocea. Și din câte am citit și eu, vocea este instrumentul muzical cel mai vechi, dar în același timp desăvârșit. Cred că nu este un instrument muzical creat de om care să întreacă performanțele capacitățile pe care vocea, acest instrument cu care Dumnezeu ne-a înzestrat pe toți, vocea poate să facă. În finalul acestui psalm, toți sunt invitați cu toată inima să-L laude pe Dumnezeu. În definitiv, aceasta este o poruncă de a-L lăuda. Cum poate să
fie asociate cele două, porunca cu lauda. Porunca este îndeplinită prin dragoste. O porunca lui Dumnezeu este primită cu toată dragostea atunci când este înțeleasă. Și atunci, a lăuda pe Dumnezeu nu este ceva forțat, este ceva natural. Așa cum vocea, în mod natural, se înalță către Dumnezeu, exprimând sentimentele. Dumnezeu să ne ajute în această oră să-L lăudăm pe Dumnezeu, fie cântând, fie ascultând, simțind, trăind și meditând la ceea ce Dumnezeul minunat al cerului și al pământului a făcut pentru ființele păcătoase și muritoare. Amin. Thank you.
Acum mai bine de 7 secole cineva a scris: pâinea îngerească a devenit pâinea oamenilor. Pâinea cerească întrece orice închipuire. Ce minunăție! Trupul Domnului poate fi mâncat de omul sărac și păcătos. Dumnezeu al Trinității, îndură-te de noi, după cum și noi te adorăm. Cu mâna ta călăuzește-ne pe calea către lumina slavei tale. Amin. Aceste cuvinte au fost așternute pe hârtie de Thomas d'Aquino, preot italian care în căutarea sa după Hristos și a cuvântului său, în dorința de a slăvi numele celui ce se cheamă Dumnezeul Preanalt, a compus această piesă închinată jertfei Domnului Iisus Hristos pentru orice muritor. Născut într-o perioadă în care cuvântul lui Dumnezeu era greu de găsit, rezervat doar celor care cunoșteau limba latină, limba oficială a bisericii la vremea aceea, Thomas d'Aquino înțelege că atâta vreme cât nu îți bazezi credința pe Biblie, totul este șubred în viața ta. El studiază atent cărțile Bibliei, îndeosebi cele ale Vechiului Testament, și scrie numeroase comentarii și tratate. Rămâne însă întotdeauna modest și cu ochii mereu ațintiți la ceea ce în acest poem pe care tocmai l-am citit, Pâine Îngerească sau Panis Angelicus, el numește Dumnezeu al Trinității. Se spune că la un moment dat în viața lui, Domnul i-a vorbit într-un vis și l-a întrebat ce își dorește. Fără șovăire, el a răspuns: pe tine, Doamne, numai pe tine. Indiferent dacă acceptăm acest eveniment ca o realitate sau ceva imaginar, răspunsul său spune totul despre ținta înaltă a vieții sale, aceea de a slăvi pe Dumnezeul care s-a dat pentru fiecare dintre noi ca o pâine îngerească, pâinea cerului. Amin.
Muzician, la vârsta adolescenței, recunoscându-și geniul, făcea o declarație curajoasă. În ceea ce privește muzica, recunosc o singură persoană, eu. Anii trec, iar confruntarea pe plan muzical cu alți compozitori îl fac să-și dea seama că nu este singurul talentat din lume, așa că face a doua declarație. În ceea ce privește muzica, recunosc două persoane. Eu și Mozart. Vârsta maturității îl face pe Gounod să mai adauge o altă declarație. În ceea ce privește muzica, recunosc două persoane, Mozart și eu. Sosește vârsta senectuții, despre care Lucian Blaga spunea că jocul și dragostea bătrânului este înțelepciunea. O nouă și ultimă declarație este făcută pentru a se ști cine este persoana care merită toată cinstea. În ceea ce privește muzica, recunosc doar o singură persoană, el, Mozart. Thank you.
Are putere, nu-i așa? Are muzică, muzica are putere să comunice, să inspire, să transforme. Puterea muzicii de a comunica este recunoscută chiar și de forțele militare. De exemplu, la Pentagon, școala de muzică pentru a forma un band leader durează 15 luni. Prin contrast, a instrui un pilot de aviație îți ia doar 13 luni. Un domn care a fondat Institutul pentru Muzică, Sănătate și Educație spune că muzica are putere să influențeze chiar și atunci când nu putem înțelege cuvintele. El spune, muzica influențează atât fiziologic, influențează creierul și trupul. De exemplu, bătăile inimii. Atunci când ascultăm muzică, bătăile inimii se acordează în funcție de tempo și volum. Respirația este încetinită sau este grăbită în funcție de muzică. Creierul, cum este afectat de muzică? O anumită muzică determină creierul să emită acele unde care creează o stare meditativă. O altfel de muzică energizează creierul și îl predispune pentru o gândire ascuțită, pătrunzătoare și dezvoltă creativitatea. Chiar și celulele corpului nostru răspund la muzică. Un studiu a arătat că doar 15 minute de muzică ascultată, muzică de calitate, înălțătoare, poate să ridice nivelul sistemului imunitar. Prin contrast, este un stres al hormonului cortizol. Atunci când ascultăm o astfel de muzică care liniștește, acest hormon al stresului scade cu până la 25%. Mă gândeam atunci când am citit aceste lucruri imediat la Psalmul 16, versetele 8 și 9, în contextul muzicii. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Tot ceea ce facem noi este având înaintea ochilor pe Domnul. Cântăm având înaintea ochilor pe Domnul. Citim Biblia având înaintea ochilor pe Domnul. Mergem la lucru, întâlnim oameni și tot ceea ce facem este având înaintea ochilor necurmat pe Domnul. Când este la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea, inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. În încheiere, piesa Dona Nobis Pacem. Dă-ne nouă pace. Cât de potrivit în contextul acesta.
Corona.